bună dimineața și chiar că e bună viața. Da, Rapid CFR Cluj, victorie mare de tot, victorie importantă pentru că e obținută împotriva unei echipe care se va bate la campionat, chiar dacă joacă cum a jucat în a doua repriză aseară, adică slăbuți. Asta și pentru că fotbaliștii Rapidului joacă cu totul și cu totul altceva în a doua repriză. Nu știu ce le-a făcut Bergodi, ce le-a spus, dar parcă a ieșit un alt Rapid. Parcă a ieșit un alt Rapid de la vestiare. Mulțumesc membrilor canalului, privitorilor, noilor abonați, celor care scrieți. Îmi scrie unul, un băiat: domne, prin 69 sau am jucat și eu fotbal și la Iancu, săracu, băiatul accidentat de țicu, ce era simulare. Bă, băiatule, tu n-ai jucat fotbal, ori ești miop, să nu zic altfel. Nu-ți mai da, bă, cu părerea, că e greu fotbalul. Tu cred că ai jucat altceva. Ai jucat Țonțoroiu, ai jucat nu știu ce ai jucat, dar tu fotbal n-ai jucat, că n-ai habar de fotbal, ești complet pe din afară, să nu zic altfel. Revenind la meciul, la meciul Rapidului, o primă repriză echilibrată cu un plus pentru CFR. Un gol anulat pe motiv de offside după ce arbitru consultă VAR-ul. Un offside mic, dar offside. Iar CFR-ul, știți că și cu Dan Petrescu ei să lipesc la decizii de-astea la limită. Știți că și cu Dan Petrescu în campionatul trecut au avut câteva faze de-astea la limită, toate, din păcate, toate în defavoarea lor. Nu că ar fi fost deciziile eronate, vorba de centimetri, de distanțe foarte, foarte mici, un braț, un umăr, o mișcare a corpului făcută un pic mai repede și din cauza asta goluri anulate. O echipă puternică, cum spuneam și ieri, o echipă care mie mi-a plăcut, o echipă cu talie, cu calitate tehnică foarte bună, cu jucători luați așa individual foarte, foarte buni. Și repet, cred că CFR-ul se va bate la campionat fără discuții și anul acesta. De partea cealaltă, Rapidul, că trebuie să vorbim de Rapid, dacă nici acum nu o facem, atunci când. O a doua repriză, repet, cum am spus și mai devreme, fantastică. Doamne ajută, uite așa e, am dreptate, care nu s-a pus nicio problemă, absolut nicio problemă, nu s-a pus așa un semn de întrebare. Fac chef iar. Doamne ajută. Nu s-a pus niciun semn de întrebare, sănătate și vouă, mă scuzați, dar e răcoare dimineața. Nu s-a pus problema învingătoarei dacă Rapidul marca 3-4 goluri. Repriza a doua nu era absolut nicio problemă, pentru că spunea toată lumea: domne, în conformitate cu ce s-a întâmplat pe teren. Știți șabloanele alea când spun: domne, adversarul și-a dorit mai mult, am fost mai bun, dar am avut ghinion, și așa mai departe. Așa era și de data asta, domne, ziceau: domne, toate care le-au avut au intrat, conform realității din teren. Da, realitatea din teren a doua repriză cel puțin a arătat nemaipomenit pentru Rapid. Sunt convins că Rapidul nu poate juca în momentul de față un meci întreg sau să aibă mai multe meciuri să joace la nivelul celei de-a doua reprize de aseară, dar este îmbucurător că și doar pentru 45 de minute, 50 că au fost și prelungiri, Rapidul poate să joace în ritmul ăla
să-și creeze atâtea ocazii, să practic să domine total CFR-ul și să domine CFR-ul și fizic. Că aici iar este o altă discuție, CFR-ul, și am fost la meci, CFR-ul a arătat prost și fizic și a arătat prost și individual cu deciziile care le-au luat, le-au luat unii jucători pentru a ieși ei în evidență, pentru a marca ei gol, pentru a face ei o fază. Și aici, mai ales cu un antrenor, un antrenor italian, eu nu mă așteptam, sincer vă spun, să văd o astfel de echipă până la urmă indisciplinată a CFR-ului, pentru că asta ține de ceea ce ar trebui să facă jucătorii. Dar e bine pentru Rapid. E bine pentru Rapid pentru că se întâmplă așa, că câștigă 3 puncte mari. Iar mai cred că nervii, supărarea, deciziile proaste pe care le iau jucătorii CFR-ului se datorează și jocului foarte, foarte, foarte bun prestat de Rapid. Adică nu putem să vorbim doar de faptul că CFR-ul prinde o zi proastă. Nu este o zi proastă, pentru că CFR-ul face o primă repriză bună. Face o primă repriză bună, cu toate că primesc gol foarte repede, ei revin în joc, marchează, mai au câteva situații, pun presiune, construiesc. Nu putem să zicem, domne, CFR-ul a avut o zi proastă. Nu, CFR-ul a avut o primă repriză bună, iar o a doua repriză, cea de-a doua repriză, și datorită evoluției rapidiștilor, au pierdut-o categoric. Dar, repet, cred că trebuie să scoatem în evidență ce a jucat Rapidul, cum a jucat, și factorul fizic, pentru că Rapidul a arătat bine și fizic. Și au dus un ritm din minutul 45 până în minutul 90 și ceva, au dus un ritm bun. Un ritm bun, repet, cu o echipă care eu nu am văzut-o de multe ori dominată cum a fost. Gândiți-vă că în minutul 60 trebuia să fie vreo 3-4-1 pentru Rapid, la câte ocazii au fost. I-a rupt, cum să spune, și e bucurie mare pentru ăștia care suntem rapidiști, pentru că, repet, din punctul meu de vedere, CFR-ul este echipă de locurile 1-3, fără absolut nicio problemă. Mă uitam și schimbările, ce schimbări fac. Un Hefte, un Krasniqi, un Felipe sau numărul 8, parcă, 7-7, ăla din ăia, prima repriză. Eu n-am înțeles schimbarea, uite, chiar mă gândeam și vorbeam cu la meci acolo. Eu nu am înțeles schimbarea lui Mandorlini, care a fost suspendat și n-a stat pe bancă, sau celor care au făcut-o, dar cred că Mandorlini o face, că avea oia căști prin urechi. Bă, nu înțeleg ăla cu 7-7 de ce e schimbat, pentru că în prima repriză cred că a fost cel mai bun jucător de pe teren de la CFR. Bă, liniște în joc, o potolea, pasa capul sus în duelurile 1 contra 1. Foarte bun, foarte, foarte bun. Mă uitam cum proteja mingea, cum mă uitam iar la diferența și ce înseamnă pentru CFR Cluj de AC. Și diferența când intra în dueluri 1 contra 1 cu mai tineri jucători ai Rapidului. Și aici se vede că de AC doarme în sala de forță. Deci mă uitam cum punea corpul, cum punea umărul pe ei, cum proteja. I-a pus la un moment dat lui Ioniță mâna pe aici un pic prin piept așa, și când l-a împins,
Am zis că l-aruncă pe Ioniță în rândul 3 de scaune. Bine, l-a prins și puțin dezechilibrat, dar la nivelul ăsta nu mă așteptam, că știu cât lucrează, cât muncește Deac, știu cât stă în sala de forță, nu mă așteptam să-l dea la o parte Ioniță, nu. Sunt puțini jucători care au tonusul muscular al lui Deac. Dar mă așteptam măcar să stea puțin pe lângă el. Puțin, na. Pune Deac mâna și îl pulverizează, îl aruncă. Și iar, că uit acum că tot vorbeam de dueluri de-astea fizice, Brown, senzațional. Senzațional, ce capacitate de efort, ce cum urcă în atac. Brown, dacă era mai prieten, un pic, nu mult, mai prieten cu Coțofana, Franța, Italia, campionatele astea puternice, Brown putea să joace, putea să fie acolo, fotbalist mi-a plăcut mult de tot, îmi place funcțiul ăsta, cu toate că el e liniar așa, dar dezvoltă o viteză. Eu sunt adeptul, și voi știți că am vorbit de foarte, foarte multe ori și de Companio și de Duganzic și de... îmi plac jucători ăștia care sunt prieteni cu Vărzuca. Funcțiul ăsta dezvoltă o viteză și chiar nu-l mușcă de Tibi. El o dă în față, mai face câte o schimbare de direcție, dar... Bă, atacă profunzimea, cere tot timpul în spatele fundat. Bine, și viteza care o are, ar fi o greșeală să nu o facă. Dar felul cum pleacă după loc și fuleul ăla care îl transformă repede, schimbă foarte ușor. Mă uitam și aseară, din 3 pe 4, dintr-o alergare lansată, pentru el nu e o problemă să treacă într-un sprint. Chiar nu e o problemă. Ceea ce nu fac mulți jucători. Nu fac mulți jucători. Și de-aia spun, sunt câțiva jucători la Rapid care, bă, au calitate, au ce trebuie. Krasniqi ăsta, Radmani, ce să mai zici de ăsta? Păi fiecare meci îmi zicea un, hai domne, ratează penalti. Bă, ok, hai să zic că sunt de acord cu voi. Dar eu știți ce am remarcat? Că urmărește, după ce ratează penalti, să duce și o bagă în poartă. Care e mai important lucrul ăsta decât felul în care a ratat sau execuția? Și vă mai spun ceva aici, am spus-o și la meci. Cea mai mare prostie, și nu înțeleg de ce la o echipă de talia Rapidului nu se uită lumea la detalii. Cred că 90% din cazuri, când un fost jucător de la echipa pe care o are ca adversar se duce la executantul penaltiului și îi spune, bă, știu eu un s-arunc ăla, ai grijă că le scoate când ai în stânga, 85% cred că penaltiile sunt ratate. De ce? Păi vă spun de ce. Ăla are ceva în cap, da? Bă, dau în partea dreaptă sau bă, aștept să văd cum se duce portarul și o sucesc din glezne sau din gleznă. Are ceva în cap. În momentul când te duci tu și se duce Brown, și am spus când l-am văzut pe Brown că s-a dus la Radmani și i-a zis la ureche, acolo așezau la mingea pe punct, am zis, bă, ratează. Bă, știi tu, deșteptule. Ok, s-a și nimerit să rateze. A fost din procentul ăla foarte mare care au ratat. Dar nu te duci, îl lași în pace. Pentru că, cum spunem foștii fotbaliști și fotbaliștii, și, bă, îl sucești pe ăla, îl faci să se răzgândească. Ăla are ceva în cap. Dom'le, dau așa. Tu când te duci și îi spui, bă, vezi că ăsta în partea dreaptă a apărat multe la antrenamente, vezi că de regulă se duce în stânga, te dă puțin peste cap. Și ca drept dovadă,
bate pe mijloc, probabil i-o fi spus Brown. Și aici mergem pe ghicite și pe presupuneri. Vezi că ăsta pleacă. Vezi că tot timpul pleacă într-un colț. Și atunci ăsta ce zice? Bă, dacă ăsta tot timpul pleacă într-un colț, hai să dau pe mijloc. Și dă pe mijloc și ratează. Îmbucurător este că urmărește mingea și de la câțiva metri și are noroc că rămâne acolo în fața porții, nu sare, nu știu pe unde, respinsă de portar. Îmbucurător este că el urmărește, nu stă să-și pună mâinile în cap, în șold, în să se oprească, să înceapă să plângă, nu. El se duce după minge, urmărește, vine și o bagă în poartă. Bravo lui. Și mai sunt jucători care la Rapid arată bine. Nu pot să nu remar pe capitanul Săpunaru. Cu niște adversari buni, buni spre foarte buni, cu și cu talie și fizic bine și deci niște jucători de echipă națională. Printre ei pe care Săpunaru împreună cu Iacob, împreună cu linia de fund, îi cu Borza, cu Brown, îi reușește să-i anihileze. Și CFR-ul nu are foarte mare ocazie de gol. În repriza a doua cred că n-au nicio ocazie de gol, sau una așa și încă vreo situație când prin fața porții să plimbă mingea pe acolo. Și bă, nu e ușor. Și credeți-mă că am mai văzut în câteva meciuri CFR-ul anul ăsta pe stadion. Nu e ușor să blochezi CFR-ul. Nu e ușor deloc. Dar uite că Rapidul reușește să o facă și datorită unor evoluțiilor unor jucători peste medie. Pentru că aseară sunt jucători care joacă peste medie, peste nivelul lor. Și când ai deja 3-4 jucători care joacă peste nivelul lor, când joci și în Giulești cu publicul tău în spate, când deschizi scorul repede, când simți a doua repriză că adversarul e îngenunchiat, automat, vrând nevrând, te duci peste, și la un moment dat îngenunchezi adversarul vrând nevrând îngenunchezi adversarul și te tot duci peste și reușești să-ți creezi foarte, foarte, foarte multe situații și să și marchezi. Din punctul ăsta de vedere, iar nu ai ce să le reproșezi. Recunosc că la pauza meciului vorbeam cu prietenii pe acolo și am spus, bă, dacă m-ar întreba cineva acum dacă este bun egalul, aș semna cu două mâini. Aș semna, a zice, bă, e bun un punct, spusesem și înainte de meci, nu câștigaseră gazdele în etapa asta până seară, nu câștigaseră niciun meci, fuseseră egaluri și victorii ale oaspeților și am zis, bă, aș semna pentru egal cu două mâini. 1-1, aș semna acum. E, bine că m-am înșelat, dar vă spun, la fața locului, nu știu cum s-a văzut la televizor, la fața locului, diferență enormă, enormă între prima și a doua repriză. Dar bravo lui Bergodi, bravo fotbaliștilor că au știut să gestioneze, ce au făcut, ce l-o fi spus Bergodi, ce nu le-a spus. Chiar o să întreb azi că l-am invitat la Suflet de Rapidist pe Ionuț Voicu și cred că el stă în vestiar la pauză sau lângă vestiar și aude ce vorbește Bergodi.
chiar sunt foarte, foarte curios dacă a auzit, dacă a fost acolo și dacă ne poate spune. Pentru că și Bergodi a avut destui contestatari în momentul când a fost adus la Rapid. Au fost o grămadă care au comentat, la fel cum au fost o grămadă și care n-au avut absolut deloc încredere în, în proiectul acționarilor de la Rapid, a domnului Șucu și domnului domnilor Șucu și Angelescu, și au comentat că nu o să fie, că n-o, poate nu iese, că recunosc la început, necunoscând nici pe acționarul majoritar, necunoscându-i nici pe domnul Șucu, nici pe domnul Angelescu, văzusem că s-a făcuse treabă la Rapid, că echipa promovase, că era proiectul sănătos, dar nu aveam încredere că din punct de vedere financiar va fi ok. E, uite că alături de patronul care era în momentul ăla la Rapid, domnul Angelescu, vine domnul Șucu și uite că face lucrurile să meargă. Se cheltuie bani pe transferuri, se aduc în staff niște foști rapidiști, mă refer la Yenci, mă refer la Lobonț, lucrurile arată și ieri, uite, chiar am ajuns mult mai devreme decât mă așteptam, pentru că am prins așa și prins cât o bulă de aia în trafic, așa, cât te duci, bă, semafoarele pe verde, nu e aglomerație, așa am prins eu ieri și am ajuns foarte devreme și m-am dus la magazinul clubului. Bă, arată într-un fel lumea acolo, adică parcă e atmosferă de meci de ăla din străinătate, când te duci pe la marile echipe și te duci intenționat mai devreme ca să-ți iei și tu un suvenir, să stai pe acolo să mănânci un hot dog, să bei un pahar de bere, să mai te învârți pe lângă stadion, că n-ajungi săptămână de săptămână să vezi Barcelona, Real Madrid, AC Milan și așa mai departe. E, așa mi s-a părut atmosfera aia, cu toate că a fost luni seară la o oră, Doamne, toată lumea claxonează, luni seară la o oră târzie, marți să muncește, să trezește lumea dimineață, să termină meciul la 11, până ajunge acasă, trebuie să te trezești. Și atunci, dar stadionul plin. Și de-aia spun că e un moment bun, echipa leagă meciuri fără să piardă, da? Victorii și egal la Galați. Lucrurile arată bine, Doamne ajută să nu fie prea mulți oameni nemulțumiți, să rămână Giuleștiul, stadionul pe care se joacă tot timpul cu casa închisă, și să fie rezultate, că dacă vor fi rezultate, lumea va veni mai mult și mai mult alături de echipă, va susține și declarativ și prin prezență și prin absolut orice vor susține oamenii proiectul. Și am văzut iar îmbucurător, am văzut doamne, bunici, nepoți, copii în tribune, ceea ce iar spune multe, pentru că ai sentimentul ăla, eu cel puțin am sentimentul ăla de așa, de siguranță când mă duc pe Giulești. De bă, e atmosfera ok, ai un să bei și un suc, la toalete e curat, nu ți aruncă nimeni, nu te scuipă, nu te înjură, nu, indiferent dacă ești cu echipa adversă, să comportă oamenii civilizați, e bine cu nouul Giulești, pentru că și lumea este pe undeva altfel decât era pe stadionul ăla vechi, unde nici nu vedeai să cobori
din tribune, era un întuneric și mirosea a vechi, a mucigaia, e grasie și așa mai departe, și parcă te duceai, că te duceai pentru Rapid, dar nu te duceai cu plăcerea aia, te duceai că erai suporter împătimit, înfocat și așa mai departe, dar parcă când ajungeai în, la porțile stadionului și intrai pe scările alea până în întuneric și te călcai pe picioare și mai trebuia să te duci și la toaletă și stăteai la coadă și puțeadă nu puteai să stai, parcă ți se lua așa, zicea, bă, mai bine mă uit la televizor, beau o bere, stau acasă liniștite. Acum parcă abia aștept să te duci, că e totul curat, totul nou și e un aer așa, meci ca în străinătate, cu o galerie, cu suporteri care cântă și la tribuna întâia și la a doua și la peluza cealaltă, cântă cu galeria, nu se înjură, nu se aruncă cu torțe, nu se, bine, nu se înjură, nu sunt alea urâte, și că mai e câte unul care mai înjură pe, îl mai, uite, de exemplu aseară, după ce a dat dea golul, de câte ori ajungea mingea la el, mamă, mamă, erau câțiva care, e normal că până la urmă e stadion, dar în limitele bunului simț, fără d-alea de nevastă, de copii, de mamă și așa mai departe, de stadion, cum te enervezi și mai zici câte ceva și la sintetic și la când mai joci câte ceva cu prietenii și te apucă spumele și mai în jur, sau ai unul mai trompetă în echipă care îți mănâncă meciul și te apucă nervii și începi să îi zici dă măsa, da, mai cu perdea așa, să zici lui și așa mai departe. Așa e și pe Giulești. Să mai zice, da, în limite, și v-am spus, știți că v-am mai povestit, pe mine m-a impresionat atitudinea suporterilor de la tribuna întâia când a jucat Rapidul anul trecut cu Craiova și antrenor la Craiova era Rădoi, un stelist convins, și felul cum a fost tratat și cum a fost primit pe Giulești. Și v-am și spus-o că ați văzut, dacă tot scoatem în evidență de multe ori lucrurile mai puțin bune, hai să le scoatem și pe astea care fac cinste suporterilor, echipei și așa mai departe. Începe Cupa României cu formatul ăla pe care eu nu-l înțeleg, o serie de 5-6 echipe care joacă echipa 1 cu echipa 4 și să califică echipa 2. Așa, ca să fac un rezumat repede, că cum mă evaluezi pe mine dacă eu nu joc cu tine? Adică eu joc cu A, B și C și să califică D-ul care joacă cu E și F și cu X. Nu înțeleg sistemul, am văzut că a zis și președintele federației câte ceva. Eu nu-l înțeleg. Nu, bă, eu știu că echipa care trebuie să, care ia laudele, care trece mai departe, trebuie să joace direct contra celelalte echipe. Și ăla mai bun să duce mai departe. Aici joacă Tunari cu Chiajna și nu știu cine, Afumați cu Craiova și să califică Dinamo, care a jucat cu Pompierii Târgu Ocna. Nu prea înțeleg sistemul ăsta, am văzut reacțiile, am auzit ce a zis Gică Popescu, dar na, dacă cei care decid spun ei că ăsta e cel mai bun sistem, ăsta o fi. Să fii sănătoși, să fie soare total, nu cum e la mine, că m-a rupt, mă bate numai dintr-o parte. Uite, acum mi-a venit mintea la cap că s-a mutat soarele. Să fiți sănătoși, să aveți o săptămână bună, rapidiștii până la următorul meci, sigur e pe bucurie. Doamne ajută, fiți buni azi, fiți buni mâine, că până la urmă ne-a văzut cineva. V-am pupat, toate cele bune!